Acest program vă este oferit de Sanador. Hernia de disc lombară este o afecțiune care scade calitatea vieții multor persoane, devină fiind durerile de spate extrem de puternice și uneori chiar incapacitatea de a te deplasa. Apare din cauza activităților supra-solicitante sau, dimpotrivă, din cauza sedentarismului. Dacă hernia de disc apare sus, adică la juncțiunea toraco-lombară, simptomatologia, durerea, amorțeala, apare estezia, apare către plica inghinală. Coboară spre L2, L3, merge pe fața anteromedială a coapsei. Coboară L3, L4, merge pe fața anterioară a coapsei către genunchi și în cazurile severe există o instabilitate a genunchiului. Nu mai are control asupra genunchiului pacientul respectiv. L4, L5 merge prin spatele coapsei, durerea amorțeală, către fața laterală a gambei și către porțiunea superioară și degetele mari. Și nu face dorsiflexie, adică dacă îl pui să bată ritm, cum se bate în muzică, nu poate să ridice piciorul. Iar ultimul nivel, L5S1, care înseamnă juncțiunea lombosacrată, traiectul dureros este prin spatele piciorului, călcâi, talpă și degetele mici și omul nu se poate ridica pe vârful de la picior. Dacă nu este pareză, dacă nu este radiculopatie intensă, persistentă, totdeauna se începe cu metoda nechirurgicală. Nu trebuie să te repezi, așa vorbind mai puțin academic, la operație la cuțit. Dacă este pareză, deci observ că nu mai are forță suficientă în picior sau, mă rog, depinde ce traiect radicular este afectat, atunci devine operație de urgență. Netratată, hernia de disc lombară poate duce la complicații serioase, durerea cronică de spate, afectarea mobilității sau a simțurilor membrelor, dar și leziuni permanente ale măduvei spinării. Mergi la medic, ai grijă de tine! Acest program vă este oferit de Sanador.